Salut, sunt Ana Maria din echipa Reper 21, unul dintre partenerii cu o lungă istorie ai colegilor de la CRIE și Intersect, cei care organizează acest eveniment, și avem marea bucurie să fim pentru prima oară prezenți la festivalul La Paz, pe care îl apreciem și îl admirăm foarte mult. Și în cadrul acestui festival, unul dintre lucrurile pe care le-am făcut, le facem, este să aducem pe masa discuțiilor un subiect, și anume cel de reziliență comunitară și modul în care hrana noastră și gastronomia, subiectele acestui festival, rolul pe care acestea le au în construcția rezilienței comunitare. Hrana pe care o consumăm are un impact foarte mare asupra societăților noastre, consumă foarte multe resurse, resurse energetice, apă, tot felul de minereuri, îngrășăminte și așa mai departe, contribuie foarte mult la schimbările climatice, de altfel primul sector care emite gaze cu efect de seră, este în același timp foarte vulnerabil la aceste schimbări, dar a fi parte din problemă înseamnă că poți să fii parte, o parte chiar foarte importantă din soluție. Și practic ce încercăm în cadrul acestui atelier pe care îl moderăm aici este să vedem în ce măsură hrana poate contribui la reziliența comunitară, da, oferind contexte de convivialitate pentru că aduce oamenii împreună și le permite să relege anumite legături pe care poate le aveau înainte, da, le permite oamenilor să învețe sau să reînvețe să-și cultive alimente și diverse produse la nivel local care sunt absolut cheie pentru autonomia și pentru siguranța alimentară în lumea în care o să trăim, și exemplele pot continua.